Conform articolului 165 alineatul 2 din noul cod de procedură fiscală, se sting cu prioritate amenziile contravenționale individualizate în titluri executorii în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligație fiscală. Această măsură va fi pusă în practică de la 1 ianuarie 2016. Astfel, cetățenii care înregistrează debite la plata impozitelor și a amenzilor și vor dori să achite doar o parte din restanțe, trebuie să știe că vor plăti mai întâi amenziile, Prioritate o au amenzile. Ca atare, de la 1 ianuarie, în momentul în care vine cineva la ghișeu și vrea să achite numai impozitul pe casă, dar are înregistrate la rolul său și amenzi, prioritatea o au amenzile. Măsura impusă de noul cod fiscal va fi cu greu acceptată de cetățenii care au de achitat sume mari provenite din amenzi. Aceasta vine însă în sprijinul primărilor care recuperează cu greu debitele de la cei care au fost sancționați cu amenzi. Cum nu a existat o lege care să-i oblige să achite restanțele într-o anumită perioadă de timp, oamenii nu s-au grăbit, iar numărul răuplatnicilor a crescut de la an la an. Așa se face că mulți dintre ei au ajuns să fie acționați în instanță, iar cei care au avut bunuri pe numele lor au fost executați silit.